Fermierii din mai multe zone ale țării au ieșit din nou în stradă. Motivul de supărare este de această dată reprezentat de rachetele antigrindină care urmează să fie utilizate în anumite regiuni agricole. Aceștia susțin că nivelul precipitațiilor a scăzut dramatic în ultimii ani tocmai din cauza utilizării acestor sisteme, fapt pentru care culturile le-au fost compromise. În semn de protest, fermierii și agricultorii au organizat manifestații spontane chiar în zona punctelor de lansare a rachetelor antigrindină. Ca să calmeze spiritele, ministrul agriculturii Florin Barba a anunțat că folosirea sistemelor se va face doar cu aprobarea sa.